Salutare tuturor, eu sunt SF Gaming și azi vă prezint review-ul la Sleeping Dogs, așa că sper să vă placă. Sleeping Dogs este în Hong Kong și poate să fie considerat ca și cum un GTA în Hong Kong cu asiatici. Da, m-ați auzit bine, GTA cu asiatici. Caracterul principal este Wei Shen, care este un polițist sub acoperire, de fapt devine un polițist sub acoperire. Trebuie să se infiltreze în gangșca Sanani, care este mai mult o mafie. Wei Shen va progresa printre gradele de gangster, cum ar fi Red Bull și așa mai departe, și va da raportul polițailor. No, acum se va întâlni și cu niște prieteni copilărie și vom afla mai mult despre caracter. Nu vreau să zic foarte multe despre poveste, pentru că este una foarte bună. Ok. Povestea singură ia cam 11 ore de terminat. Deci este o campanie mediocră, aș vrea să zic, sau una foarte bună, din moment ce ai jocul ca și The Darkness 2 și multe altele, cum ar fi Battlefield, Call of Duty, care au campanie numai de 5-6 ore. Povestea primește un 9 de la mine pentru originalitate, deși câteodată poate să fie previzibilă, cum ar fi o anumită misiune, pentru că ia unele elemente din GTA, unele elemente din Saints Row și unele elemente din Women. Cum o să vedeți la capitolul gameplay. Practic, condusul este inversat, cum să zic așa, volanul este pe partea dreaptă și ceea ce la noi este contrasens, la este sens. Deci o să vă ia ceva să vă acomodați. Puteți să bușiți mașinile ca și Women și chiar să săriți Xbox 360 doar ținând și apăsând butonul A de pe gamepad. Așa ca să sară de mașină în mașină. Cât te urmărești poliția, poți să-i doar bușești. De obicei, de la 2, 3, 4 bușituri, poliția gata, ai scăpat de ei. Poți să calci oameni și nu. Dar, împușcatul. Pușcatul la început este un pic cam greu pe controller, dar te obișnuiești foarte repede. De exemplu, când sar peste ceva, o să intri în slow motion. Când împuși din mașină, împuși în slow motion. Și poți chiar să le puși dorată și o să zboare, ce este foarte, foarte cinematic. Armele nu sunt prea multe, dar esențial, dar chiar, teritoriul în care te bați este o armă sine. De exemplu, acolo este un frigider, poți să-l apuci pe unul și să bagi în el. Sau acolo este o cabină telefonică, poți să îl bagi în cabină și să-l bagi cu telefonul. Este foarte tare. Sau să bagi la rechin, dacă vrei. Gameplay-ul este foarte divers și original și asta îmi place. Sigur, la condus ia multe elemente din Willman, mai ales, dar te obișnuiești. Apropo, controlul bicicletelor este foarte, foarte, foarte nasol, pentru că și când vrei să faci un drift nu-ți prea iese. Deci da. Mapa. Dacă te duci pe autostrada principală, mapa o să-ți ia cam 5-6 minute. Știu că am un video pe canalul meu, SF Gaming Rand, o să pun un link în descriere la video. Dar dacă vrei să faci fiecare străduță și fiecare așa, o să-ți ia cam 10 sau 20 de minute să faci pe toată. Poți să colectezi health shrine-uri, adică să-ți crești viața, poți să colectezi statuete și așa să înveți mișcări noi de luptă, poți să te bați cu mulți, sunt evenimente dinamice, adică spontane, exemplu, un tip i-a furat poșeta la o babă și te duci și-l bați, și sunt elemente, exemplu, te trebuie o fată cum îi vine un tricou și vine unul și te lovește și trebuie să fugi după el. Da, deci sunt multe side mission-uri. Asta este foarte bine. Ai ce faci în joc. Cred că dacă le faci pe toate, tot din acest joc, cam o să-ți ia 20 de ore. Grafica lui Sleeping Dogs nu este fix una foarte, foarte bună, dar este destul de bună. Deși în cazul meu, am avut multe glitch-uri, cum ar fi să cad prin șosea, sau Wei
sau Waze să devină James Heller și să consume polițiști. Dar puteți să căutați partea 15 din walkthrough-ul meu pe canal. Și na, deci asta e chiar foarte, foarte enervant. Câteodată nu mi se mai încărca jocul și toate chestii de astea. Sunetul. Sunetul lui Sleeping Dogs este unul bun câteodată. De exemplu, stațiile radio sunt foarte, foarte, foarte nașpa. Și recomand nimeni, nimănuia, să dea volum maxim să asculte, pentru că-s de căcat. Da. Sleeping Dogs este disponibil pentru platforma Xbox 360, PS3 și PC. Eu îi dau nota finală a lui Sleeping Dogs, date mine, este 9 pentru originalitate, dar bugurile chiar au ruinat această experiență epică. Eu sunt SF Gaming și sper că v-a plăcut acest review. Puteți să lăsați un comment, un like și un subscribe.